Există diferite lucruri în această lume care îi împart pe oameni în două tabere: pilula roșie sau cea albastră, partea întunecată a forței sau cea luminoasă, PC sau Mac. Astăzi vorbim despre Ferrari sau Lamborghini. Odată ce ai făcut alegerea, aceasta este pe viață. Timp de decenii, Ferrari și Lamborghini au fost prezentate ca rivale. Dar iată cum stau lucrurile! În realitate, nu au concurat niciodată una cu cealaltă. Așa că iată care este adevărata poveste din spatele acestor două mărci autolegendare. Ferrari a fost prima. Hai să mergem în Modena, un orășel din nordul Italiei. Acolo, în anii 1920, un pilot de curse numit Enzo Ferrari conduce un Alfa Romeo și participă la curse unde câștigă mai multe premii. Nu numai că îi place să concureze, dar este interesat și de tot ce se întâmplă în spatele scenei, cum ar fi managementul și dezvoltarea mașinilor Alfa Romeo. Dar un nor negru planează asupra profesiei sale. Doi piloți remarcabili de mașini de curse, Ugo Sivoci și Antonio Ascari, se sting brusc din viață. Acest lucru îl afectează profund pe tânărul Ferrari. Îl face să vadă adevăratul cost al implicării într-un sport atât de periculos. După nașterea fiului său, Alfredo, Enzo Ferrari se retrage oficial din acest sport. Ei bine, până atunci participase la 41 de Grand Prix-uri și câștigase 11. Dar faptul că nu mai este pilot de curse nu înseamnă că renunță complet la curse. La urma urmei, aceasta este adevărata sa pasiune. Așa că Enzo Ferrari își construiește propria echipă de curse, numită Scuderia Ferrari. Nu e de mirare că, cu un mentor atât de remarcabil, echipa are un succes incredibil. Iar pe mașinile Alfa Romeo apare emblema echipei, un cal ridicat pe picioarele dinapoi. În 1933, Alfa Romeo încetează să mai susțină piloții Scuderia din motive financiare. În 1937, echipa este dizolvată. Ferrari mai lucrează pentru Alfa Romeo încă câțiva ani, dar pleacă după o neînțelegere cu managerul. Fondează o companie care furnizează piese pentru echipele de cursă și își fabrică primele două mașini. În cele din urmă, în 1947, fondează o companie numită Ferrari și începe să producă mașini care îi poartă numele și care sunt decorate cu faimoasa emblemă cabalină. Bineînțeles, fiind obsedat de curse, pune accentul pe viteză și performanță, neglijând confortul șoferului. Atâta timp cât acesta conduce rapid și câștigă curse, restul nu contează prea mult pentru fondator. Ferrari înființează o nouă echipă de succes care concurează cu mașinile sale, ceea ce face ca marca să devină foarte curând incredibil de populară. Chestia este că Ferrari nu produce doar mașini de curse. Pentru a extinde compania și a atrage mai mulți clienți, produce și mașini pentru șoferii de oraș. La fel ca mașinile de curse, acestea sunt rapide, dar și inconfortabile, zgomotoase și dificil de condus, mai ales pentru o perioadă lungă de timp. Și aici intervine Ferruccio Lamborghini. Născut într-o familie simplă de fermieri, a crescut în mediul rural italian. Spre deosebire de domnul Ferrari, acest tânăr nu este interesat de curse, însă Lamborghini este obsedat de mașinile agricole. Așa că mai târziu studiază mecanica, fondează o companie numită Lamborghini Trattori și începe să fabrice tractoare. Da, primele Lamborghini sunt tractoare. Afacerea merge bine și destul de curând cel de-al doilea protagonist al nostru devine un om bogat care cumpără mașini de lux. Are mai multe modele, dar povestea noastră este despre o anumită marcă. Astfel, în 1958, cumpără un Ferrari 250 GT scump. Iar mașina îl dezamăgește. Nu mă înțelegeți greșit, recunoaște că este o mașină bună, dar este prea brutală pentru o mașină de oraș. Și mult prea zgomotoasă. În plus, are probleme constante cu ambreiajul, așa că domnul Lamborghini merge des la mecanici, dar problema nu dispare. În cele din urmă, el descoperă că unele dintre piesele de schimb folosite pentru asamblarea unui Ferrari extrem de scump sunt aceleași piese folosite pentru asamblarea tractoarelor Lamborghini. Complet enervat de acest lucru, el începe să caute o oportunitate de a vorbi cu domnul Ferrari în persoană. Și o găsește. În timpul întâlnirii, îi spune lui Enzo Ferrari tot ce este în neregulă cu mașinile sale. Dar acestuia nu-i pasă și nu-i acceptă criticile. Este foarte încrezător și mulțumit de modelele sale. Mașinile sale sunt cele mai rapide din lume și asta este tot ce contează pentru el. Așa că îi spune lui Lamborghini să-și proiecteze propria mașină, dacă este atât de inteligent. Altfel, să se limiteze la construirea tractoarelor sale și să dispară din fața lui. Lamborghini nu vrea să se lase mai prejos. În schimb, el își modifică Ferrari-ul, astfel încât să fie mai bun decât originalul.
Începe să-și producă propriile mașini, dar ca un client nemulțumit de modelele de pe piață, pune accentul pe confort și fiabilitate. El ia în considerare defectele tuturor mașinilor pe care le-a deținut atunci când o proiectează pe cea nouă. Să nu aibă probleme cu ambreiajul, să fie mai spațioasă, să nu fie zgomotoasă, să nu se încingă prea tare și așa mai departe. Ferruccio Lamborghini nu se ocupă de curse. Este un om bogat și vrea să obțină maximul de la o mașină. Vrea o mașină Gran Turismo fără cusuri și începe să le fabrice pentru cei care gândesc la fel ca el. La mai puțin de un an de la discuția cu Enzo Ferrari și de la deschiderea fabricii, își prezintă prima mașină, 350 GTV. Cea mai mare critică este designul, pe care publicul nu-l apreciază. Așa că Lamborghini îl reface complet și așa se naște modelul Lamborghini 350 GT. Cunoaștem cu toții logo-ul mărcii, un taur furios pe un fundal roșu. Dar de ce un taur? Ei bine, există două motive. În primul rând, semnul zodiacal al lui Ferruccio Lamborghini este taurul. În al doilea rând, el este pasionat de tauri, găsindu-i puternici și eleganți. Unele modele de mașini se numesc chiar după unii tauri. De exemplu, Lamborghini Diablo primește numele după un taur numit Diablo, care a fost celebru în secolul al XIX-lea. Lamborghini Murcielago este numit și el după un alt taur extraordinar. Și la urma urmei, un taur este puternic și poate fi un simbol bun pentru o mașină puternică, nu-i așa? Încă de la început, Lamborghini este o mașină de lux care concurează cu deja celebrele Ferrari, Jaguar și Maserati. La început, oamenii nu sunt foarte dornici să plătească o sumă mare de bani pentru a cumpăra o mașină de la o persoană care obișnuia să producă tractoare. Dar Ferruccio Lamborghini nu se teme să-și promoveze și să-și arate creația. Unii jurnaliști sunt impresionați de mașină și o copleșesc cu complimente, iar acesta este modul în care vehiculul ajunge în lume și în inimile oamenilor. Deci, în concluzie, la origine, mașinile Ferrari sunt foarte puternice și foarte rapide, dar în afara circuitului de curse sunt destul de incomode. Lamborghini-urile sunt mașini confortabile, mai bine echipate, mai ușor manevrabile, care oferă o călătorie lină, dar nu sunt la fel de rapide ca mașinile Ferrari. În anii 60 și 70 încă nu trebuiau să fie extra rapide, deoarece Ferruccio Lamborghini nu vedea rostul curselor. Așadar, sunt două mașini complet diferite, fabricate pentru oameni diferiți și în scopuri diferite. Nu sunt în competiție una cu cealaltă și sunt imposibil de comparat. Lamborghini nici măcar nu a vrut să facă o mașină de curse. Dar știm ce sunt ele astăzi, deci ce s-a întâmplat în continuare? La începutul anilor 1980, la Rus, echipa franceză de Formula 1 a cerut unui designer celebru să producă un nou motor, iar designerul i-a contactat pe prietenii săi de la Lamborghini cu o ofertă de colaborare. La scurt timp după aceea, un motor Lamborghini, care nu era încă o mașină, a debutat în Formula 1. Nu a fost un succes fulminant la început, dar motoarele păreau promițătoare, iar ei au continuat să le producă și să le furnizeze diferitelor mărci auto. În 1991, un om de afaceri bogat a cerut să producă nu doar un motor, ci o întreagă mașină de curse Lamborghini, iar oferta a fost prea bună pentru a o refuza. Mașina respectivă nu a avut performanțe prea bune, dar a reprezentat începutul. De-a lungul anilor, atât Ferrari cât și Lamborghini au început să-și îmbunătățească creațiile. Ferrari a început să producă modele mai convenabile pentru oraș, iar Lamborghini a ajuns în circuitul de curse, îmbunătățind motorul și viteza. Cu toate acestea, chiar dacă acestea sunt cele două supermașini de top, chiar și în prezent ele rămân fidele filozofiei lor originale, Ferrari punând mai mult accent pe viteză și rămânând cel mai rapid model auto, iar Lamborghini producând mașini de oraș, mai confortabile și mai luxoase. Așadar, dacă ne uităm cu atenție, nu sunt cu adevărat rivale, sunt mult prea diferite. Adevărații fani ai mașinilor le vor deosebi de la un kilometru distanță, deoarece ambele au propriul stil. Ferrari are un stil mai fluid, iar Lamborghini are un design mai robust și este conceput pentru a fi mai aerodinamic. Așadar, tu de ce parte ești?